Apocalipsa, capitolul 4. Apoi am privit și iată, o ușă era deschisă în cer, iar glasul cel dintâi, pe care l-auzisem ca pe o trâmbiță când vorbea cu mine, mi-a spus: urcă aici și îți voi arăta ce trebuie să se întâmple după acestea. Deodată am fost în duh și iată, era un tron în cer, iar pe tron ședea cineva. Iar cel care ședea semăna la înfățișare cu piatra de jasp și de sardiu, iar în jurul tronului era un curcubeu cu înfățișarea smaraldului. Și în jurul tronului erau alte 24 de tronuri, iar pe ele ședeau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și având pe capetele lor cununi de aur. Iar din tron ieșeau fulgere și glasuri și tunete, iar înaintea tronului ardeau 7 făclii de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și în fața tronului era ceva ce semăna cu o mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijloc și în jurul tronului erau 4 ființe acoperite cu ochi în față și în spate. Prima ființă era ca un leu, a doua ființă era ca un vițel, a treia ființă avea fața ca de om, iar a patra ființă era ca un vultur zburând. Fiecare dintre cele 4 ființe avea câte 6 aripi și erau pline de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ele strigau fără încetare: Sfânt, 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 Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, Cel care era, care este și care vine! De câte ori ființele dădeau slavă și cinste și mulțumire celui așezat pe tron, celui viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui așezat pe tron și se închinau celui viu în vecii vecilor și și-aruncau cununile înaintea tronului spunând: Vrednic ești tu, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești slava și cinstea, cinstea și puterea, pentru că Tu ai creat toate și prin voința Ta erau